continuăm să facem cunoscute telespectatorilor noștri numele profesorilor romașcani cărora li s-a decernat trofeul domnul Trandafir la cea de-a 6-a ediție a sărbătorii școlii nemțene, manifestare desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute la Piatra Neamț. Printre cei 18 dascăli care au fost nominalizați și desemnați să primească prestigiosul trofeu domnul Trandafir, conferit gardelor didactice cu rezultate de excepție în activitatea la catedră și în activitatea extracurriculară, se numără și profesoara de biologie Elisaveta Ploscă de la Colegiul Național Roman Vodă, un dascăl prețuit în egală măsură de către elevi, colegi de cancelarie și de către comunitatea locală. Se acordă trofeul domnul Trandafir doamnei profesoare Ploscă Elisaveta, profesoară la Colegiul Național Roman Vodă, municipiul Roman. Doamna profesoară Ploscă Elisaveta se numără printre profesorii de biologie care întruchipează tot ceea ce trebuie să reprezinte un dascăl. Personalitate complexă, adaptată, orientată, dinamică și flexibilă pentru a stimula idealul fiecărei ființe umane. Doamna profesoară Ploscă Elisaveta are ceea ce se numește vocație pedagogică, împletită cu iubire pedagogică pentru conștiința responsabilității față de copii, față de actul didactic, care confirmă succesele obținute de-a lungul timpului. Vă mulțumim și vă felicităm! Profesor de biologie, Elisaveta Ploscă a pregătit în lunga sa carieră didactică zeci de generații de elevi, dintre care mulți s-au distins la concursurile și olimpiadele școlare și ulterior au urmat facultăți de biologie sau au devenit medici. Elevii profesoarei Elisaveta Ploscă participă anual la campaniile de ecologizare din cadrul manifestării Let's Do It Romania, iar articolele profesoarei Ploscă se regăsesc în diverse reviste de specialitate în care își expune opiniile legate de importante teme de specialitate.